Prețul biletelor la călătoria cu trenul s-ar putea majora, însă e neesențial, o spune șeful căiferate a Moldovei, Oleg Directorul CFM menționează că transportul de pasageri nu este componentă care asigură funcționalitatea căiferate, iar din acest motiv conducerea instituției nu mizează foarte mult pe majorarea costului biletelor. Oleg Tofilat mai spune că în prezent se pune accent pe majorarea fluxurilor de transportul de mărfuri. Potrivit directorului CFM, majorarea costului biletelor la călătoria cu trenul nu este o prioritate acum informează agenția de presă PN. Olectofilat mai declară că eforturile conducerei întreprinderii se axează pe popularizarea acestui mijloc de transport în rândul cetățenilor și pe majorarea capacităților de transport de mărfuri, proces care aduce CFM venituri mult mai mari decât transportul de pasageri. De asemenea, directorul întreprinderii de asigurări că toate restanțele salariale au fost achitate. Performanța a fost posibilă grație majorării volumelor mărfurilor transportate pe calea ferată. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, războiul din Ucraina și blocarea porturilor ucrainene a reorientat transportul de mărfuri pe trasee terestre, iar în Republica Moldova transportul feroviar de mărfuri a crescut cu 89% în primul trimestru al anului. Anterior, întreprinderea de stat Calea Ferată a Moldovei a anunțat că din luna iulie 2022 este planificată o majorare considerabilă a salariilor, aproximativ cu 70% pentru toți colaboratorii CFM.